Georgiana. Underscore fără. Aveți și mie să-mi dați 5 lei, vă rog frumos. 5.000 de lei. Are guvernul și vloggerii merită pensii. Roata neșansei, așa se numește ea, fraților. Pentru că, da, pe de-o parte poți câștiga premii în valoare totală de 15.000 de euro, dar sunt mai multe pedepse decât premii trecute pe roată. Mamă, dar cum e cu autotune-ul ăsta, cu icure mai rău. Și pedepsele sunt darea grele, băieți, darea de nu-ți mai spară nimeni rușinea, te faci de râs peste tot. Mai avem foarte, foarte puțin până la recordul absolut de 3 milioane de abonați. Nimeni n-a reușit asta în România, așa că dacă încă nu ați apăsat acel buton de subscribe, dați-i un mare smash, apăsați neapărat și pe cropsopel ca să primiți toate notificările, hai să trecem la clip. Fiți atenți, veniți aici, băieți, să intrați în... Vezi acolo? Așa, tati, bravo! Hei, eu sunt Arceus Ușeni și bine ați venit la probabil cel mai nebun vlog pe care o să-l vedeți luna asta. Stai aici cu Mădălin, Gami, Dorian și aceasta, fraților. Și ai uitat de cineva. Da, am uitat de cineva care era să doboare de asemenea tot ce am avut aici lumini. Era să doboare câteva mii, mă, cum s-ar spune, că el îi place cu miuțe. Suntem înconjurați de premii în camera asta, avem o geacă Moncler, avem de la Balenciaga, avem tricouri Givenchy, avem una dintre cele mai scumpe camere de pe piață, avem 5.000 de euro fieși aici, un biosarul butan, iar aceasta, fraților, se numește roata neșanse. Știți de ce se numește roata neșanse, băieți? Pentru că aveți mai puține șanse să câștigați premii. Nu e măsluită? Nu, nu e măsluită. Ai magnez de aia ca la ruletă? Nu, măgării de alea, căț? Bă, n-are mă nimica asta. Băi, eu mă uit, n-are nimica. Dar ce ai? Stai puțin. Te simți aiurea că mă uit la ea? Nu, te rog. Că deja ceva e dubios. Nu, uită-te, te rog. După ample verificări efectuate de Dorian, vlogul a putut continua. Deci acum că am trecut și testul de corectitudine, fraților, deoarece e canalul meu, permiteți-mi să fiu primul care învârte. Hai să ai noroc de neșansă, cum s-ar spune la noroc de neșansă. Băieții, ne concentrăm aici, scrie Cheruțu, analizează corectitudinea. Bine! 13! Hai că-i bine. Ca să fie cu noroc de la început, zic. 13, zine Romeo, ce avea? 13. Trebuie să mergi pe stradă cu o boxă wireless în ghiozdan la care ceilalți o să fie conectați. Oh, oh, bine! Bun! Îmi place, îmi place. Îmi place, dar miroasea trending. A picat pedeapsa cu boxa wireless în ghiozdan, fraților, așa că ne conformăm. Luăm boxa wireless, luăm ghiozdanul, mergem într-un loc populat, băieți. Sunteți cu mine? Spăgem viața, băiatul meu, că e canalul tău, doar ce ai zis. Sărătos! Ce să mai fac acum? Hai repede acum, ajută-mă! Bă! Bă, nu fiți nesim! Nu! Îți mulțumesc mult! Cum adică? La ziua ta ți-a plăcut să fie, nu? Acum nu! Haideți că plec, că pun prostii ăștia la boxă, doamnă, și plec! Asumă-ți ce ai făcut! Am o broască în casă! Bă! Broască în casă! Am o broască în casă! Am o broască în casă! Nu! Nu mai jurați! Bă, nu mai! Nu mai, vă rog eu mult! Terminați cu prostii! Am o broască în casă! Ce? O broască în casă! Cum o iau? Alexandru, punem un hai sus frumos! Hai sus! Hai sus, deruță! Hai sus, deruță! Frumos. Hey, hey! Am pus iar Shelly Style la băiat. Dimineața mă trezește ce asur deșteptător. Japonia! Japonia! Cu plăcere! Hai râs, Mădălin, acum să vedem... Să vedem ce zici tu dacă... Dacă mi-ai pus toate sărăcile de sunete. Gata, nu mai ține, 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 dai cu noroc. Băi, nebunule! Nu-i dat cu noroc. Ce ți-a picat? 7! 7! Mooo! S-au încins spiritele. Deci acum că spiritele s-au liniștit, mai spune odată ce a câștigat Mădălin. Ai câștigat o ședință la solar în casa lui Dorian. Perfect. O ședință. Uitați la solar aici. Diferență de ten, vă rog frumos. Auzi, băi, ia să pun tu păstori, mă, că poate atrag niște clientele dacă tot. Mi s-a părut corect să pună și Dorian ceva de la el la ceringiul ăsta. Nici n-am știut că pun, dar am pus ce să mai fie. Ma. Na 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 na. Mie cam frică aici, nu știu, ce senzație de alien îți dai pe aici? Dorian, ne mai am? Dorian? Și uite că s-am lăsat aici și nu mai știu să ies. Wow.
Este rândul tot Doriane, toți așteptăm momentul ăsta, trebuie să vedem ce spică, dacă e cu Norocescu sau dacă e cu Ghiniu. Vezi că eu simt ca să nu dărâm, așa. Îi dau băiatul meu, nu ca voi. Numărul 3! 3! Romeo! E cifră magică! Trebuie să cercești pe stradă 5 lei până primești! Dorian! Bă, stai-ți! Banii rămân la mine! Cei 5 lei, da! Păi, dacă primești mai mult. Rămân la tine banii, da. Okay. Dar trebuie să cerșești până primești. Dacă primești din prima mai mult de 5 lei, faceți fiecare câte 3 flotări acolo unde o să cerșesc eu? Da. 15 flotări. Rămâi în ținuta asta? Adică ce, nu se pare destul de cerșetorească? Nu vezi că sunt în maieu și în pantaloni și în buni scurți? Nu știu, i-ați dat 5 lei? Lăsați în comentarii, i-ați dat în momentul ăsta 5 lei cu Dorian? Facem un sondaj. Îi dați 5 grei, dacă vedeți pe strada. 5 plus 1, ca să facă ăștia flutări, scrieți la comentarii. Păi, Jonuțule, momentul adevărului este la 2 pași distanță, suntem aproape de piața Obor, unde o să meargă fratele Popa cu cerșeala în fapt, Jonuțule, așa că suntem pregătiți. Tovarășul Shelly este în stânga, după cum îl vedeți, tronează ca un barosan. Nu vă spați, aveți să-mi dați și mie 6 lei, vă rog frumos? Nu. Aveți să-mi dați și mie 6 lei, vă rog frumos, din suflet? Să rămână din suflet. Ăsta e un experiment social, Doriane. Nu e neapărat, e mai mult o pedeapsă, sincer, să zic. Fii atent, fii atent că din prima i-au dat. Să rămână din suflet. 6 lei, băiatul meu! Flotările din, fii atent, din prim, nu, din a doua persoană am fost refuzat, dar era la pachet. Hai, haide, 15 flotări. 15 că tu le-ai propus, hai da. Una, două, stai așa că s-o să fure după ăsta. Deși ei trebuie să mai facă încă 3 după ce termină mătălici. Nu mai pot. Gami, flotările, că nu mănânci micii. Flotările, că nu mănânci micii. E frică că își murdărește o foaiții. Gata. Ia vezi, băiatul meu. Și după asta ce facem cu banii ăștia? Mergem și îi dăm și noi cuiva care are nevoie de ei. Stai să vezi tu dacă nu facem asta. 15 bucăți, băiatul meu? Bă, am numărat 3 după ce s-au oprit ei, nu știu dacă au fost 15. Ai nevoie de ei? Stați liniștiți, băieții mei, că la mine nu-i cu rușine. Într-adevăr, un pic, până am spart gheața. Da, a mers. 5.000 de euro, bă, din prima, fii atent. 2. Ce e 2? Ce avem la 2? Trebuie să ieși într-un mall, într-un tricou făcut de ceilalți. Adică ceilalți să facă designul tricoului. Wow, genial. Am deschis Photoshop-ul, băieți. Bă, ce faci, bă, cu ce? Bă, ce faci cu cerul ăla? Băi, stai mă să vezi, stai. Aoleu, stai așa să vezi. Nu, bă, nu cu roz. Bă, da, eu că e buliu așa. Eu am un feeling că o să spui ce faci. Stai așa numai un pic. Bine. Bine. Mă, ăsta e că e copertă de CD, ești nebun? Acesta este modelul de tricou. Am vorbit deja la T-shirt Factory. Vrei să scoate două sau ceva? Tu vrei pentru grătare, este? Nu, jur, eu dacă ar fi să fie două tricouri, m-aș duce cu Gami. Bun, deci două tricouri ai zis, da? Da. Te pup, ți l-am trimis acum pe mail. Să-mi faci două, te rog, un L, un L și un L. Două L-uri, te rog mult, era asta. Dar să nu te sperii când vezi modelul, că e gen provocare pentru un vlog, ok? De cum? Știi cât am dat pe tricou ăsta să moară familia mea? 1500, ești de bun, tu cât ai dat pe ăsta? Păi nu știu că l-am primit. Păi l-ai primit de la mine, dracu, am dat 1200 pe el, că era mai mic și era mai... Da. Aici ia uite cât afalc are Florin Sala la mine, ești de bun? Rezerva de stat, ești nebun, ce ai, n-ai cum. Hai că nu se uită tot mall-ul la noi. Vreți ne-l-o munceați. Bă, ce-i asta, mă? Bă, merg scările singure, mâncă... Bă, ce-i asta, mă? Mamă! Eu că-mi nimerit. Mă, merg scările singure! Eu că-mi nimerit. Bă, ce-i aici, mă? O pungă de semințe ne mai trebuia. Frumos, frumos, vă place, doamnă, vă place, mulțumim. Unde e o baie în mall-ul ăsta? Dar cum ajungem să ne facem de râs în tot orașul ăsta? Bă, nu se poate, bă, cu tot orașul ne facem gărăs. Nu știu, o să ajungă nepoții noștri să evolueze atât de tare încât să li se pară că noi am fost cei mai retardați oameni de pe planetă. La Academia de Vlog scrie undeva că trebuie să-ți faci prietenii de râs să ajungi sus. Trei? Trei. A mai fost trei, parcă. A mai fost trei și trebuie să cerci și tu 5 lei până primești. Hai că ești bine îmbrăcat. Ia, dar nu, dar vă rog frumos și eu și vă întreb, cu acest bluzon diesel, cu acești bluși D-Square,
Bine, de papuși nu pot să spun că s-ar putea să-i dați. Dar la șoseta aceea. Mă duc în papuși. I-ați dat 5 lei, scrieți-ne vă rog frumos la comentarii. Dar chiar să scrieți. Ziceți, mi-ați dat 5 lei dacă m-ați vedea așa bine. Ok, ăsta dau jos. Ăsta dau jos. Hai băieți, la cerșeară, să nu mai stăm. Apropo de cerșeară, nu uitați, dați și voi un like dacă toți sunt pe... Dacă da, bună ta! S-a băgat și la cerșeală, nu cred că o să ia niciun bani. Asta e așa, avem primul candidat. Ia stai să-l vedem, fiți atenți, prima ratare, da? Spărați. Am și eu o rugăminte mare la dumneavoastră. Aveți și mie să-mi dați 5 lei, vă rog frumos. Vă rog mult de tot. Opa, s-a băgat bani. Ce s-a lipit? Gata. Puh, bă, păi da, bă, da, s-a dus, a cerșit la magazin, bă, golanul, mă. Da, mă, ce să mai, ce al tău, e al tău. Mai simplu decât credeam, se pare că ca să primești trebuie doar să ceri. Dacă nu ceri, nu primești, așa că fraților, vă cer un like la acest videoclip. Un like merge, chiar merge. Poți să-mi dai un like? Bosule, vrei, vrei să spun cea mai tare fază cu cerșetorul la geam la mine la mașină pe care l-am pus în live pe Facebook? Și vine omul la geam, că nu vreau să-i spun cuvântul la urât, și deschid geamul și cauți, cormonesc în cotieră și găsesc 2 lei. Nici mai mult, nici mai puțin, de 2 lei. Dar mai pun 5 de mine, da? Întind banii, îi ia mână, se uită la ei, vede că-s 2 lei, mi-aruncă pe scaunul din dreapta, că eram singur în mașină, și îmi spune: ține-i tu, că poate ți-e foame. Este la leu, la intersecție, domnul. Hai, Mădăline, hai cu tupeu, tată, hai! Cinciu, Mădălin! Cinciu din 5 Gang, că Mădălin, cinci. Ce-i cinci? Tu trebuie să protestezi în Piața Victoriei ca să aibă vloggerii pensie. Bun! Mi se pare corect! Bun! Mi se pare corect! Am un cadou pentru tine, rămâi un pic aici. Așa. Te rog, să ai buletinul la tine ca să te recitimeasă. Cum fac aici? Wow, ce opa, ții minte când scandam eu, Shelly, n-am văzut. Da, dar fii atent, da, uitați-vă. Mai era minciună pe lângă asta. Asta are, boșilor, am aportat voce cu sort de carne zbe și cu USB, băieți. Asta e pentru toți titanii în proteste, băieți. Îmi place cașcavalul. Și voga merită pensie. Bună seara, mă numesc Mădălin și mă bucur că sunt singur aici. Și noi vloggerii muncim și noi ne luăm ore de muncă. Mai cu patos, mai cu patos. Toți românii primesc pensie și noi vloggerii nu primim pensie. Păi ce mai e vreun vlogger pensionar? Știu că nu ne suportați pensie, vrem totuși să ne dați. Și Shelly merită pensie. Eu nu sunt, nu-l cunosc, nu știu cine. Stăm în fric și scandăm că vrem pensii și vloggeri merită pensii. Bă, la muncă, la muncă, bă! Uite, vorbește cu oamenii ăia, oamenii ăia. Sunteți de acord că vloggerii merită pensii? Da! Deci, alo, guvernul, avem nevoie de pensii ca vloggeri. Dacă nu avem pensii, când o să fim bătrâni, nu vom avea nepoți de genul ca să poată să facă și să ne bucure. Sunteți de acord că vloggerii merită pensii? Țipă către guvern! Cui te adresezi? Guvernului, țipă! Alo, guvernul, vrem pensii! Alo, guvernul, și vloggerii merită pensii! Vă rog frumos să ne dați pensii, că vrem pensii! Ce ASE are, ce plătim noi, nu? Nu ar trebui să fie pensie, adică... Păi aia plătești, da. Ce ASE, ce ASE... Păi poți să am pensie? Da. Sunteți de acord că vloggerii merită pensie? Stai, că ne-am dat seama că noi chiar avem pensie! De fapt, noi chiar plătim ce ASE și ce ASE. Teoretic, chiar avem pensie. Teoretic chiar avem pensie, acum mi-am dat seama. Și vloggerii merită pensie. O să spun că avem. Nu mă stai la tău cu ghinion. Ce 13, Romeo? Trebuie să mergi cu o boxă wireless pe stradă în Ghiozdan, iar ceilalți o să fie conectați. Noi doi conectați. Dragi prieteni, nu vă mai dau spoiler acum, dar știți care o fie primul sunet de la care dăm play? Georgiana! Underscore, fără, zice Pelești! Ce erai, măi, domnișoară? Nu știu, domnul Shelly, uitați-vă și eu! Și fetiță! Bă, ăsta-i retardat la cap, mă! Bă, Johnule, să fii cu minte! Bă, Johnule, vrei să spun un lucru? Dacă e cu din astea, într-adevăr, acolo la Georgiana Fârâm am simțit un pic cringe, întrucât era Dita mai hâțu în mijlocul pieței, dar trebuie să recunosc că... Shelly Style! Bine, mă trezește ceasul!
A început maneaua, cine te crezi? Asta, de asta mi-era cel mai frică și de ce ți-e frică, de aia nu scap. Așteptam să apară maneaua în box asta, sincer. 12? Trebuie să te duci să le iei de mâncare și de băut într-o mașinuță specială, micuță, hot rod să numești. Într-un hot rod, da, mic. Mai, ce bun! Peter Băgami, au făcut o steluță, ce ai făcut, mă? Pe cine ai lovit, mă? Mamă, dar ce mic e Gami, îți dai seama că dacă le iei sub roț, îl faci. Hai. Tergi. A, pe ca Gami la drum, băieți, ia uitați-i. Pe Gami al nostru. Mamă, cum arată! Asta, bă, deci uitați-vă la aer, băieți, un pic. Cum ar fi să-l oprească poliția pe așa ceva? A uitat semnalizarea. Bă, semnalul, bă, uitați. M-a amuzat să-l oprească poliția, ar fi senzațional. Cum ăla ăsta? Bă. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you. Mi-e frică de mă pe mine. De ce, mă? Dai așa de volan, faci așa mașina, ești nebun. Ia zi, tată, cum a fost? Bă, foarte frig, dar foarte tare. Ți-a plăcut? Cred că după de câteva ori o să prinzi mai mult tupeu. Dar e periculos, adică e... Mulțumim mult, Hot Rod, sunteți cei mai tari. 4. Stai jos. Felicitări, ai câștigat un tablou 5 game. Aș dori să-mi mulțumesc mie pentru această capodoperă. Îmi mulțumesc mie și mulțumesc familiei mele care m-a născut. Un câștig mic este tot un câștig. Deci un câștig mic este tot un câștig și un motiv să ne bucurăm. Așa că îl ai și nu-l dai. Aș dori să mulțumesc mie. Dar cine urmează? Mătării! Hai, tata, hai, dai cu neșanță, mă. Hai, mă, să mai animăm lucrurile un pic. Dai cu cerșit la metrou, ceva. 11! Ca să nou! Neymar Jr. Hai! Nu pot să cred! Ce? Ce? 5.000 de euro! Bă! Scuze, ai mei! Gata! Du-te, bă! Rămân la mine! Normal! Nu există așa ceva! Intră la alte venituri, deci asta e impozit! Nu contează, dar dacă se... Nu mai contează! Poți să ies? Dai 10% și tot te bucuri de ei! 25 de milioane pe data la statul român, cu ocazia asta! Vă rog frumos! Ce faci, mă? Vă rog frumos! Da, eu nu uită-mi! Alte fundații la județ! Gata! Am cerșit! Am și cerșit astăzi frumos. Facem vlog, ce facem cu 5.000 de euro, cât au mai rămas din ei. Jafra, vedem. Nu ți-a, bă, rușine, piticul dracu, numai la bani vă e gândul și voi umblați cu geantă de la Globo în spate, pirațele dracu. Să nu mai fii cu liftul, când ți-ai ocupat degeaba pe aici, liftul ăsta cu tine, băi. Bă, dacă îmi pică tot neșansă, nu am și un bonus, un câștig la 3 neșanțe consecutive să primesc? O acadea, un stix, o... Ce vrei, mă, sport de rușine? Nu știu, nouă, ceva, că l-ați câștigat fiecare, n-ați câștigat fiecare? Ba da, eu am pierdut. Eu am câștigat un poster, se pune aia, adică... Da, frate, e câștigat, nu mă interesează, ce, dăm și un muc? Ăsta n-a câștigat nimic. Eu nici eu n-am câștigat, ce-am câștigat? Dar bun, păi și vin și te iau în echipa mea acum, te întorc scaune. N-ai vrea să dai și tu a treia șansă să câștigăm ceva, nebunule? Ce asta zic. Deci voi vreți sport de rușine. Da. Ceva, un stix, o aia, că mi-e foame, mai ceva la... Nu, la acolo, acolo. A, eu n-am dat-o chiar așa, că așa vreau șofer, moară de la Lubutan de acolo. Uite, vă dau ăsta. Poftiți. Mulțumim. Un Lamborghini. Mulțumim, eu conduc primul. Hai, tati, cu noroc. 14. Asta e de bun augur. 14? Spun eu, simt. Nu mă bun, 14. Ce e 14, Romeo? Deci, Doriane, trebuie să suni pe cineva, decizi ei cu cine. Deci noi câștig. Și să îi spui ce zic ei să-i spui. Noi decidem pe cine suni și cu ce problemă sau cu ce motiv îl suni. Hai să ne gândim, băieți, pe cine să sunem. Pe mamișor, pe bas, pe coli, pe... Ce-a luat Lamborghini? Păi bă, care să nu plec cu mâna goală, bă. Doriane, Doriane. Te pup, Doriane, ce faci? Pe la Cluj. Fai la Cluj. Dar ce ai făcut, mă, de ți-au închis canalul? A, da? A, bă, da, ce-i să vă? Mă pricep, dar ce? Am și uitat cum mă mai bag, băie, bravo, mă, că mi-ai amintit, da. Păi nu știu, că te-am căutat și nu mai e. Păi, fii puțin, ce mai e? A, bă, da. Păi da, vezi că aici, iurea, că dacă ți-l închide, nu mai e voie să faci altul cu același nume. Bă, dar
Păi e posibil, depinde ce ai făcut. De serios? Cum adică, mă, stai puțin, ce poți să iau amendă dacă ai... Ce vreau cu eticus, bă? De la... de la 10.000 de dolari în sus. Aaa, bă, era glumă de lemn. Da, mă, că nu, dacă e 10.000, bă, bă, hai, bă, taci, bă. Te-ai dus prea de vreme, popa, trebuia să-l mai ții, trebuia să-l mai ții. Ai luat-o, negrule, ai furat-o. Mi se pare mie, sau mai avem un ultim nou opus aici, dragi prieteni. Ai gămiță, sau ghinionist, hai să vedem gămiță. Hai că avem pentru și pentru tine un Lamborghini. E plin de Lamborghini urecea. Sper că de la mărime naturală. Tot așa, băi. 9! Mă, ai câștigat camera de vlog Hero Energy din spatele tău! Bine că nu era camera. Bine! Cât e camera asta? Ia-ți, mă, banii, că ți-ai uitat aici, banii. Cât e camera asta? Da, ok. Vreo 4.000. 4.000 de ce? De euro. Păi, dar și la asta ce fac? Zic cameră, du-te și fă vlog. Și fuge. Și o arunc așa, se întoarce cu vlogul făcut, editat, postat, alt sensul la blană. Asta a fost și vlogul nostru, fraților, le mulțumesc că au participat, nu uitați Academia de Vlogging, cel mai fresh curs de vlogging în România, doar pe vlog.sheri.ro, follow pe Instagram, eu sunt Dorian, Andrei Gabriel R, Mădălin Șerban în Sheri aici, Sheri și pe TikTok, și desigur cel mai fresh mărci doar pe... DorianBoba.ro, nu? Aia zic, shop.5game.ro/Sheri/Gabi/Mădălin!